a dirijorilor care să schimbe semnul, să schimbe cheia sol, să pună o altă gamă acolo. Mai ales în perioade critice, de asta cred că e nevoie. Da? E ușor de spus, e foarte greu de făcut. Pentru că e o stare de nemulțumire și de autoenervare. Colegul spunea, ce spui la televizor, practică și în companie. E o stare de dedublare și de paranoia în societatea asta care a atacat, a intrat și în... Da, duplicitate, relativismul ăsta moral. Știm precis ce trebuie, dar, adică, cum spunem, ții predici apă și bei bere sau vin. Una spunem, alta fumăm. Cred că relativismul ăsta moral ține de nedepășirea unei anumite moșteniri, de refuzul de a intra în Europa în atribuțiile europene, că asta poți face. Totuși, cu pașaport, noi suntem supraviețuitori, trei ferduri din sală, ai comunismului. Ce se întâmpla până în 89 era o oroare totală, dar se pare că aia scuțea instincte de plasticitate și de inventivitate mai mari, inclusiv la politicieni, cât puțin până într-o anumită perioadă, decât astăzi. Nu sunt nimic de lipsă de reacții astăzi. În 1917, când a fost povestea, a venit guvernul la Iași, regele, au lăsat doi prim-miniștri în așteptare, care aveau relații bune cu germanii, pe Marghiloman și pe Coandă, când au ocupat nemții Bucureștiul și credeam că s-a terminat, ăștia făceau, erau la locul potrivit, Brătianu îi punea pe tabla de șac, nu știu ce, a plecat ăla, a venit celălalt. Chiar și Sfântul Constantinescu, să vedeți, eu sunt mirat, domnul deputat și adepții suporterii Partidului Democrat, vreau să le spun nume de rău, pentru că am fost în ideologia domnilor lor, înaintea lor, poate. Lipsa de reacție la o poveste gravă. Vina Isăcilă, Isăcilă sau Isăcilă, da? Director executiv la fundație alături de voi și domnul prefect nu este, în mod evident. E cineva de la Pro Women aici? Din păcate, ce organizație în sfârșit cu un nume predestinat. Deci pro-femei, dar nu. Înțeleg că dumneavoastră, bărbații mai ales în sală, sunt toți membrii onorifice aceste organizații. Sau poate chiar cotizanți. Ce legătură avem unii cu ceilalți? Precis niciuna. Așa au făcut organizatorii, așa ne-au aranjat în panelul ăsta. Trebuia să ajungem, am ajuns târziu toți, eu mai ales, și doamna. Trebuia să apărem și noi undeva și ni s-au creat niște roluri. Dar noi o să le luăm în serios, cu ajutorul dumneavoastră. Adică e o legătură între diversele grupuri societale sau civice și presă și politică. Pentru că domnul primar Nechita, totuși, e și primar, e și politician, nu? Am fost primar, da?